Bună seara, doamnelor, domnilor! Începe o nouă ediție aici la TV Sud, o nouă ediție a Gorj Obiectiv. Suntem la finalul acestei săptămâni și vorbim despre ce s-a întâmplat astăzi și despre o revoltă care s-a creat în rândul mai multor primari din județul Gorj, care au primit 0 lei la ultima rectificare bugetară pe acest an și așteptau cu nerăbdare această rectificare bugetară, însă au fost surprinși când au aflat că nu vor primi niciun ban, asta deși au nevoie urgentă de bani după tot ce s-a întâmplat și pentru a încheia anul cu bine. Vedem ce s-a întâmplat, ce acuzații se fac, iată, după împărțirea acestor bani, pentru că este criticat modul în care guvernul a împărțit aceste sume. Puține primării din județ au primit bani la această ultimă rectificare bugetară, iar majoritatea au conducere liberală. Pe ce criterii, se întreabă edilii, pe ce criterii s-au împărțit acești bani? Vedem dacă au aflat și răspunsul și ce urmează să facă, pentru că sunt anunțate mai multe lucruri după această împărțeală a sumelor de bani. Vedem ce se întâmplă și pe scena politică după alegerile parlamentare, pentru că la centru se poartă încă negocieri. Nu s-a stabilit cine va fi susținut, ce premier va fi susținut din partea coaliției și iată, se pare că liderii presupusei viitoare coaliții nu se înțeleg acolo. Vedem ce se va întâmpla și dacă va fi posibil acel guvern de Uniune Națională, un guvern inclusiv cu PSD și PNL. Discutăm așadar despre toate aceste lucruri, dar și despre pandemia de COVID-19, pentru că urmează o perioadă în care oamenii merg la colindată și a fost o întreagă controversă și pe tema acestui lucru. Discutăm așadar despre toate acestea, dar și despre multe altele cu invitatul meu din această seară, primarul localității Turburea, domnul Ion Bârcă. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră și aș vrea să vă întreb, pentru că așteptați dumneavoastră, spuneați în urmă cu mai multe săptămâni, că așteptați această ultimă rectificare bugetară și că aveți nevoie urgentă de bani. Ce sumă ați primit, domnule Bârcă, la această rectificare? N-am primit nicio sumă de bani pentru că eu știu care au fost criteriile sau cum s-au împărțit, dar știm toți destul de bine cum s-au împărțit acești bani, s-au dat numai la primăriile PNL și în rest asta este. Pentru că actualii guvernanți la ora actuală nu s-au gândit zicând că numai primarii Partidului Național Liberal trebuie să primească bani, ei nu se gândesc pentru că și noi suntem primari ai Partidului Social Democrat, dar în spatele nostru sunt o serie întreagă de oameni, eu vorbesc de comuna pe care o reprezint, sunt în spatele meu 5.000 de suflete care și ei ar beneficiind de banii aceștia, că vorbim de persoanele cu handicap. Vă dau numai un singur exemplu care să vă dați și dumneavoastră seama cât îi duce pe acești oameni și ce suflet de oameni pot să aibă acești oameni când, de altfel, primim o adresă de la instituția prefectului, ce sume avem nevoie pentru încheierea2020. anului 2020. Am trecut suma care mă întrebuia pentru persoanele cu handicap, lucru care eu am dat banii de la investiții ca să pot să plătesc persoanele cu handicap. Și zic, uite ce, un lucru extraordinar de bun. Iată că bani și spuneau cei de la prefectură, cât mai repede, cât mai repede cu aceste adrese, că să vedem cum facem. Iată, mie nu le trebuia, că erau 12 primării care au primit pe raza lui județului Gorj, știa domnul prefect cine sunt aceste primării, un lucru rău și urât din partea acestui partid la ora actuală să gândească bine pentru toți oamenii, vine Moș Crăciun sau vine care și sunt multe lucruri care trebuie făcute. Deci, spre exemplu, eu la Turbrea mi-am cam aranjat așa în mare parte, că am luat de la investiții și am lăsat pe alții care și ei la rândul lor au oameni angajați, societăți comerciale care mi-au făcut lucrări și trebuia să plătesc cote de cofinanțare, lucru care s-a cam terminat la câteva lucrări și n-am putut să-i mai dau acea sumă de cofinanțare la societățile, acele societăți comerciale din
motivul acesta, că trebuia să banii să-i dau, să le dau la persoanele cu handicap și însoțitorii persoanelor cu handicap. Pentru că acest guvern, pe toată perioada aceasta, mi-au dat 9 miliarde din 16 miliarde cât consumăm noi pe întreg anul. Iată că, ce să zicem... Deci vă descurcați din ce în ce mai greu, să înțeleg, și blocați practic anumite investiții. Păi se blochează investiții. Încă o greșeală ce au fatală pe fondul de dezvoltare pe FNDI-ul, acele proiecte care le-am luat, au fost licitații pe SEAP, s-au câștigat de anumite firme, au început lucrările, am făcut proiecte tehnice, am început lucrările și când să ne ducem să luăm banii de la FNDI, iar iată că au suspendat acel... acel FNDI, acele contracte cu FNDI, le-au zis că le dau către Ministerul Dezvoltării. Am făcut adresă către Ministerul Dezvoltării. Acum Ministerul Dezvoltării spune că le suspendă pe toate, că le anulează. Lucru care trebuie să mergem în instanță cu acești oameni și pentru abuzul care e săvârșit acum, că putem să facem către procuraturi sau eu știu să-i dăm în judecată pe acești oameni când au făcut această rectificare pentru o favorizare pe care a fost scopul lor și care este gândirea lor, că asta înseamnă favorizare. I-a favorizat pe unii, iar unii am rămas cu degetul în gură și să ne uităm lung că se încheie anul 2020. Și iată că îl închei pe minus și multe și multe lucruri, care banii din anul 2021, care vrei, trebuie să-i pui pe banii care trebuia pe 2020. Și iată că și anul 2021 intrăm tot cu un minus. Intrați practic cu acest minus. Poate ne ajută Dumnezeu acum să-i dea mintea după urmă domnului președinte Iohannis să știe și poate și dumnealui crede că și eu vreau să fie și președintele meu la ora actuală, cu toate că nu l-am votat, dar vreau să fie și președintele meu conform Constituției României, să respecte Constituția României, prin care să numească un premier de la partidul care a câștigat alegerile. Cum scrie în Constituție, nu că vin cu o variantă, zice, nu coaliția, păi coaliția care este prin judecătorie, alianța aceasta care este prin judecătorie, nu că ne-am unit noi, păi nu, haideți să facem exact cum scrie legea. Nu se înțeleg, cel puțin până la acest moment nu s-au înțeles cei din această viitoare alianță. Discutăm imediat, însă aș vrea să vă întreb referitor la această rectificare. Spuneați dumneavoastră că n-aveți decât să discutați cu primarii, pentru că sunteți, iată, foarte mulți primari și poate unii aveau nevoie de mai mulți bani, unii mai puțin, însă spuneați dumneavoastră că n-aveți de ales decât să, eu știu, să vă îndreptați către instanță. Am auzit chiar și de la nivel național. Cu plângeri penale. Cu plângeri penale la procuraturi, pentru că ne putem să ne trecem toți pe câte un tabel, să scrim fiecare motivul pentru ce faci toată treaba asta, să ne ducem acolo la instituțiile statului care ar trebui să apere democrația aceasta. Că și în instituțiile statului e lucru, n-ai bișacia. Că sunt unii judecători, că vin și mă duc de, pot să vorbesc și de judecătorii ieșit din comun, pentru că nu-i normal soția ta judecător și tu avocat. Nu-i normal treaba asta. Să fie astfel de... Nu-i normal treaba asta. Cum? Nu, ci că se abține. Păi, se abține la cealaltă care stă cu tine la masă, o să ție cu mine. E clar, și sunt multe lucruri care aș putea să le spun și despre domnii judecători. În primul rând trebuie să gândească. Sunt plătiți extraordinar de bine și să judece pe drept și să fie corecți, pentru că la ora actuală sunt multe lucruri care sunt foarte rău făcute de instituțiile statului care ar trebui să apere democrația aceasta. Prin judecători, prin procurori, prin polițiști, prin noi, prin primari. Cu toții. Ar trebui să facem un front comun acum și să le arătăm actualilor guvernanți și premierului care a dat acum. Îmi pare foarte rău că a fost și militar. În primul rând a avut un jurământ și cu totul, dar e extraordinar de rău. Rău din partea dumnealui. Că își bate joc de români. Credeți că veți reuși să faceți acest front comun cu toți primarii și să urmați acest demers pe care dumneavoastră spuneți că vreți să îl faceți? Vom sta de vorbă și cu președintele partidului, cu domnul Weber, că nu e normal să faci tu, adică noi câțiva primari de la Partidul Social Democrat, să stăm la un nivel mai mare, să de vorbă cu domnul președinte al Consiliului Județean și... Cred că sfatul cel mai bun, cum ne dau acești oameni, vedem care e situația și ar trebui făcută toată treaba asta, pentru că nu trebuie să vin bugetele locale, vin repartizarea sumelor. Păi dacă își bat joc de noi și rămânem tot așa, pentru ce?
De ce să sufere comuna pe care o reprezint eu? Pentru că sunt eu primar al Partidului Social Democrat și nu am vrut să fiu membru al Partidului Național Liberal. Iată că eu am altă înclinație, altă gândire. Ei gândesc într-un fel să închidă biserici, ei să gândesc într-un fel să Moș Crăciun să-l facem acasă, ei gândesc într-un fel să nu avem colinde, ei gândesc cum vor ei. Ei gândesc să nu deie pensiile la oameni, ei gândesc să nu mărească alocațiile, să dubleze alocațiile copiilor, ei gândesc numai să ne deie măscuțe care nu-s conforme acum, la care s-au luat banii pe ele. Noi gândim altcumva. Noi gândim, iată că partidul pe care sunt și eu membru al Partidului Social Democrat au venit cu o variantă extraordinar de bună. Cu un guvern de Uniune Națională. Credeți că va fi realizabil acest lucru? Pe altceva nu va merge în România la ora actuală. Și noi venim cu un om foarte bine pregătit acolo în fruntea acestui guvern și știe ce trebuie să facă și în programul Partidului Social Democrat, un partid, este un program care este pentru dezvoltarea României și să dăm drumul și iarăși. Păi ei se gândesc ca acel PNDL care s-au făcut lucrări în toate localitățile, că sunt și numai ale lor. Eu dau numai un exemplu. Cel de la Roșia, de Amaradia, primarul de la Roșia, sunt prieten cu el și îmi permit să vorbesc așa, primarul de la Roșia, de Amaradia, a primit pe timpul cât Partidul Social Democrat era la guvernare peste 9 proiecte finanțate la PPNDL. Cele mai multe proiecte el le-a primit din județul Gorj. Nu s-a uitat nimeni. Și era guvernare a Partidului Social Democrat. Nimeni nu s-a gândit, nu mă, ești, tu ești de la PNL. Nu, îți dăm ție 2-3. Nu, iar noi nu suntem cei orgolioși. Dacă a fost să fie și și-a făcut proiecte viabile și bune, da, să le facă. Și e lucru bun, că și acolo avem în Roșia de Amaradea, sunt oameni și sunt cetățeni, sunt românii noștri. Care, până la urmă, știți ce, că dacă vă dădeau sume de la guvern, nu vă ajutau neapărat pe dumneavoastră Ion Bârcă, ci pe cetățeni, pentru că, până la urmă, păi, ei sunt cei care suferă. Și la turbure acum, dacă dai banii pentru persoanele cu handicap, că ne dai pentru investiții, pentru ce ne dai acolo, ajuns cetățeanul, România știa. Și comuna aceea nu mai rămâne o comună jos și ne ridicăm și noi o țară mai sus. Crește și, într-adevăr, spuneți-mi, dumneavoastră, bă, sunteți de mulți ani primari. Ați mai pățit la vreun final de an așa ceva, o situație ca asta? Nu, ca anul acesta, niciodată, și e al patrulea mandat. Și vreau să vă spun că am unul de viceprimar, ăsta e al patrulea de primar, dar așa că acum n-am întâlnit, nu a fost niciodată, din ce în ce mai rău. Mă gândesc așa, am prins o perioadă, fac o paralelă pe timpul lui Ceaușescu, am pățit-o când, până în Revoluție, când se dădea acel sfert de pâine și cu totul și era lumea de nu mai știa cum să trăiască și cu totul. Lucru care acum ne îndreptăm tot în spate acolo, ne gândim la chestia aceea, la revoltele acelea ce se întâmplau. Iată că ne uităm ce este în Franța, ne uităm în țările, în Germania, peste tot. Și s-au întâmplat și la noi, vedem din păcate că oamenii, așa cum spunea și dumneavoastră, și oamenii se revoltă, nu mai suportă acest haos, dacă i-am putea spune, pentru că este haos în mai multe sectoare și oamenii deja sunt disperați și au început și la noi, am văzut nu de puține ori în ultima perioadă, oameni care au ieșit în stradă să strige această revoltă. Păi o să, știți, e mult, noi românul de fel este un om răbdător, dar și când pleacă avalanșa, nu te mai ții la el. Și ferească-i Dumnezeu să plece această avalanșă. Ferească-i Dumnezeu să plece această avalanșă. Că atunci românul nu-l mai poți ține cu una cu alta. Bun, vedem ce se va întâmpla în perioada următoare și tot spuneați dumneavoastră despre formarea noului guvern. Vedem, iată, că Partidul Social Democrat a câștigat aceste alegeri parlamentare, însă pare că este, de fapt, marele pierzător. Nu este ca și când ar fi câștigat alegerile, dacă urmărim ce se întâmplă la nivel național pe scena politică și cum se poartă negocierile. Păi ne uităm pentru că marele pierzător. Nu, noi am primit votul de încredere al tuturor cetățenilor, al cetățenilor României care au ieșit la vot să, cu Partidul Social Democrat, să conducă această țară. Iată că
Lucru care președintele României, mă repet încă o dată, nu respectă Constituția României. Acest om, și îmi place cei de la AUR, chiar la ora actuală, îmi place pentru că i-am auzit zicând că vor declanșa procedura pentru suspendarea președintelui. Și dumneavoastră a susținut asta la un moment dat. Și asta și trebuie făcut la ora actuală pentru suspendarea acestui om. Să-l trimitem în Germania, să-l trimitem într-o excursie mai mare, să-și revină, sau, eu știu, să ne alegem un președinte a tuturor românilor. Vi se pare că nu este un președinte pentru toți românii? Păi dacă înainte de alegeri vine și ne spune ce guvern este, înainte de a se efectua procesul electoral, vii și îmi spui. Și atunci, ce încredere să mai aibă oamenii, domnule Bârcă, să iasă la vot, când vedem, iată, că până la urmă votul cetățenilor pare că nu contează? Păi la ora actuală nu mai contează nici votul cetățenilor, pentru că am și pățit-o și eu la Tulburea, una peste alta. Păi n-am pățit de când sunt, vă spuse, am un mandat de vice și 4 de primar. Ca acum la alegerile acestea să văd atâta poliție într-o comună de 3500 de votanți. Ce a urmărit? Poliție. Nu știu ce puteau să facă. Niște urmăriri pe acolo, două radare. Du-te mă cu radarul și du-te în orașe mari și la unde te duci sau cu ceva. Două radare, în stânga, în dreapta. Poliție după mine, după ăla. Parcă eu cine știe ce eram eu acolo. Dictam eu la lume ce să facă. Nu, omul a făcut exact ce a trebuit. Bine că le-a și dat un vot extraordinar de mic la cei de la PNL și oamenii, dar la ora actuală nu văd așa. Instituțiile statului trebuie să șadă deoparte. Instituțiile statului trebuie, că vorbim de procuratură, că vorbim de judecători, trebuie să respecte legea în totalitate, să nu favorizeze nici pe Bârcă, nici pe Ionescu, nici pe Popescu, să nu favorizeze. Ca așa putem să vorbim, că de-aia ne răsculăm și de-aia ne dăm în cap și de-aia își dau oamenii în cap și de-aia fac oamenii tot felul, pentru că îl cunoaște că e vărul ăla care este nu știu cine. Credeți că se folosește, iată, poliția ca instrument politic? Eu știu, poate... Păi vreți să vă spun ceva? Păi am pățit-o la alegerile europarlamentare, când domnul Banța era prin comuna Turbrănii, nu știai ce mai e cu el pe acolo. Ce cauți, măi, tu din Târgu Jiu la Turbrănii? Cu o săptămână înainte pe acolo făcea că înainte de alegerile locale se duce cu încă un băiat de cântă la, nu știu, la ce... mandolină, cântără și băiatul acela, se duce la o groapă de gunoi unde aveam un transfer de gunoi. Ce făceam? Pe o placă de ciment golea o mașină de gunoi să o pun într-un tir, ca să mă duc cu tirul, pentru că duc extraordinar de mult gunoi din comuna Turbrănii. Duc aproape 80 de tone pe lună de gunoi la Polaris. La groapă. Și facem acest transfer dintr-o parte într-alta. Deci pe o groapă de, pe o placă de ciment, goliam acolo și puneam acolo. Când mă pomenesc cu el, cu foc pe acele hârtii care era. Băi, în față cine era mașină? Domnul Banța cu încă unul. S-au dus aia poliția locală, după el a fugit. Cu Banța noi ținem guvernul României. Cu Banța noi conducem România. Și ați vorbit cu el? Ce făcea? Ce urmărea? Mi-am făcut o plângere la procuratură. S-a întâmplat ceva cu acea plângere? Păi ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Nu s-a întâmplat nimic. Bună. E secretar general la Ministerul Dezvoltării. Secretar general la Ministerul Dezvoltării. Gândiți-vă câți oameni pot să iei proiecte din Gorjea ai Partidului Social Democrat. Deci nu aveți nicio speranță că dacă va fi din nou guvern liberal... Dar eu cred că liberalii, chiar dacă va fi un guvern liberal, va ține 2-3 luni de zile și va da lumea afară. Oamenii se vor revolta și vor da afară. Dar în primul rând că nu se înțeleg ei pe Ciolan, pentru că sunt prea mulți acolo și Ciolanul e prea mic, au rămas fără sacul acela de bani și nu e decât la pupitru 1-2 și ai lans ce să facă. Vin cei din USR, flămânși, mai vin cei de la ungurii iar la fel. Ăștia au știut-o în continuu cu părticica aia lor acolo, cer și ei de pâre măsările și uite așa. Credeți că ar putea fi o alianță PSD-PNL la guvernare?
Nu cred că ne putem înțelege cu vreodată cu Partidul Național Liberal. Atunci care mai este lupta noastră? Care mai este lupta noastră? Că acum suntem terfeliți în aceste alegeri pentru ce ne-am luptat noi ca să fim cu peneliștii la masă? Nu avem noi ce căuta cu peneliștii la masă. Vor ei să-și facă guvernarea, să-i lase pe ei să guverneze. Pentru că îi va scoate lumea afară. Îi va scoate lumea afară, îi va lua de urechi și îi va scoate, de nu mai rămâne niciun parlamentar acolo. De ce spuneți acolo? Asta? Credeți că nu vor gestiona să, bine? Bătăile astea de joc, ce se face în comuna Turburea, peste tot. În comunele acestea, județul acesta are 70 de localități, din 70, 12 luară. Celelalte cum se vor descurca? Celelalte cum? Ce facem celelalte? Așteptați să vedeți, poate veți avea un buget mai mare în 2021. Cum credeți dumneavoastră că va fi anul următor? Am văzut că ați mai declarat în presa locală. Putem să vorbim acum de o corectitudine, că vedeți dumneavoastră, acum noi din majoritatea, e un lucru extraordinar de bun ce vorbim acum în județul Gorj, pentru că președintele Consiliului Județean este președintele partidului, unul din președinții Partidului Social Democrat. Și avem și majoritate în Consiliul Județean. Lucru care nu prea ne mai interesează de PMP, nu ne interesează de liberali, practic nu ne mai interesează de acești oameni. Ca să poți să-i favorizezi pe acești oameni, să le dai, că și aceia de-abia așteptau să găsească o chichiță, să-i favorizezi, să ceară cu un vot care l-are el în Consiliul Județean, nu știu ce avantaje și ce au avut. Că uitați-vă acum, că putem să vedem, dumneavoastră știți destul de bine și dumneavoastră presa sunteți oamenii care... pe dumneavoastră ați mai rămas o forță, care arătați prin televiziunile și posturile de radio... lucrurile ăștia rele care se întâmplă și de dumneavoastră le mai e frică la oamenii aceștia, că sterfeliți în fața cetățenilor. În rest, n-au nicio frică. N-au frică de procurori, n-au frică de judecători, n-au frică de nimeni, de polițiști, de nimic. Credeți dumneavoastră că așa rău s-a ajuns până la urmă și oamenii și-au pierdut așa încrederea în instituțiile statului, în politicieni, în clasa politică și-au pierdut oamenii speranța de asta și vedem, eu știu, o prezență atât de scăzută la vot de la an la an, pentru că la aceste alegeri parlamentare am avut cea mai slabă prezență după 89. Păi, în primul rând, eu aș vrea să vă spun, domnul Cosmin Popescu, Turburea e legată de acest omenaj. Pentru că a făcut multe, prin mine însumi, și proiectele care eu mă duc și le arăt și cu totul, întotdeauna mi-a zis, asta, fă, e bine așa, e bine așa, și îndrumările care le-am avut cu acest om și am o înțelegere așa, fiind de atâta timp împreună, a fost omul care m-a ajutat, atât el cât și domnul Manțoc, și le mulțumesc pe această cale și cred că n-am dezamăgit sub nicio formă, au avut încredere în mine pentru funcția de primar atunci când era o luptă ieșită din comun și iată că acum, la ora actuală, sunt la al patrulea mandat de primar și lucrurile merg pe făgașul cel bun și am multe proiecte europene și cu totul, dar vorbesc de acest om Cosmin Popescu. E un lucru extraordinar de bun că este omul acesta în fruntea acestui județ. Și mai avem un președinte al partidului, nu că vin aici să-i ridic în slepe, domnul Weber, un om care nu-i trebuie nimic, un om care face din plăcere ce face și deține această funcție fără avantaje, fără trafic de influență și fără nimic. Lucrurile care, iată că la primăriile Partidului Social Democrat multe lucruri s-au întâmplat bine și se întâmplă lucrurile bune pentru că sunt acești oameni cu caracter și oameni bineveniți. Că ușa e deschisă la ora actuală, ne ducem în Consiliul Județean și dacă ușa nu este deschisă în fiecare zi al lui Cosmin Popescu, orice cetățean, orice primar de orice culoare politică. Așa este apreciat și toți primarii indiferent de culoare politică din județ, au spus acest lucru pe care dumneavoastră îl spuneți despre Cosmin Popescu. Spuneți dumneavoastră că aveți un respect deosebit pentru domnul Weber, cum conduce partidul. S-au întâmplat aceste schimbări în ultima perioadă. Am văzut în această campanie, am văzut o plecare extrem de importantă din Partidul Social Democrat, plecarea domnului senator Florin Cârciumaru. Cum vedeți dumneavoastră această plecare și ce a fost? Eu știu, poate ați purtat și vreo discuție cu domnia sa. Ce s-a întâmplat? De ce a luat această decizie până la urmă cu doar câteva zile înainte de alegeri? Nu a făcut-o, eu știu, înainte de această campanie electorală, când putea să candideze pe altă listă, dacă își dorea în realitate să ajungă în Parlamentul României?
N-aș vrea să comentez. Îl cunoști pe domnul Cârciumaru. Eu n-am avut o apropiere față de dânsul așa de mare încât era președintele Partidului Social Democrat. Nu pot să comentez această situație, iertați-mă, dar nu pot să comentez această situație. Lucru care și la partidul la care s-a dus, iată că n-au primit un vot să fac acest prag, pentru că și oamenii s-au gândit, vedeți dumneavoastră, poți să încerci tu niște șmecherii, îți merge, dar în primul rând trebuie să gândești că acolo sus există cineva. Și acel cineva, cândva ți se întoarce cu aceeași monedă. Ai plătit cu aceeași monedă, cu aceeași monedă. Iată că nu mai intră în Parlamentul României, pentru că și-a bătut joc de guvernul Partidului Social Democrat, care l-a făcut om. Pe Victor Ponta l-a făcut om Partidul Social Democrat. Și nu mă pe Victor Ponta, pe mai mulți. Și au încercat să-și bată joc de acest partid. Iată că acolo sus există cineva. Dacă se va întoarce vreodată în Partidul Social Democrat, Victor Ponta? Se întoarce în Partidul Social Democrat, se duce acolo la locul lui, nu știu unde va fi primit sau cum va fi primit. Dar cred că la ora actuală eu unul zic că Victor Ponta ar trebui, nu știu să zic, până la ultima să-l primească. Care îl primesc? Că nu sunt eu președintele partidului. Eu unul dacă aș fi, eu nu l-aș primi. Dar pentru că eu la Turbura am pus în toată primăria, numai cu Victor Ponta. Peste tot m-am dus, m-am zbătut, domne, un om extraordinar. Când a candidat și și-a făcut, extraordinar și cu tot. Și ca să văd că trădează și ne lasă cu căruța în mijlocul drumului. Și cine era omul care ne-a dat jos? Să-ți bagi joc de Partidul Social Democrat? Nu e așa. Ai tu niște orgolii personale care le ai tu, cu cine le ai, plătește-ți-le acolo, dar nu așa. Deci ne-ați răspuneți că dacă Victor Ponta s-ar întoarce și, eu știu, poate ar candida, nu l-ați susține sau nu i-ați face campanie? Eu nu, pentru că atunci știți câtă răime am avut în mine când a pus moțiunea de cenzură Victor Ponta. Atât el cât și Alin Băcaru. Încercam să dau la telefoane, de simțeam că nebunesc. Cel puțin o Alin Băcaru, încercam să zbor. Telefonul închis, nu mai vorbea nimeni, nu nimic cu tine, erau așa de grandomani, oamenii de credeau că cine știe ce univers învârt ei. Iată că ce-ți mai învârtă. Să duc să învârtea la. Să duc să învârtea la. N-au intrat în Parlamentul României cei de la Pro-România, însă a intrat AUR. Iată o surpriză, cum vedeți dumneavoastră, evoluția acestui partid care le-a murat succes și chiar îmi place de acești oameni. Și îmi place de băiatul ăla extraordinar și de avocat aceea. Pentru un singur lucru îmi place, sunt creștini ortodoxi și îmi place spiritul lor că au sânge în ei. Și așa trebuie să facem. Inclusiv Partidul Social Democrat să fie de acord pentru suspendarea, mă repet încă o dată, pentru suspendarea acelui om care își bate joc de români. Bun, domnule Burcă, spuneți-mi, pentru că vorbeam, iată că traversăm o perioadă extrem de grea, ne luptăm cu această pandemie de COVID-19 încă din februarie, când am avut primul caz chiar în județul Gorj, a fost un an greu și urmează, iată, și o perioadă grea, dar și, eu știu, lunile următoare în care vom fi nevoiți, iată, să și autoritățile locale, cât și cetățenii să țină în frâu cumva sau cel puțin să încerce să se lupte cu această pandemie de COVID-19. Știu că acum la Turbura situația este una fericită, am putea să-i spunem, pentru că aveți zero cazuri de COVID-19. A treia săptămână în care, iată, vă mențineți. Care este secretul acolo în comună? Păi secretul este următor. Pentru aș fi vrut că în tot județul este un lucru extraordinar. Rata este extrem de mică și la nivel de județ. La nivel de județ. Acum vin și spun că toate lucrurile alea, ce le facem noi, ce le fac eu cu poliția locală, cu băieții de la Poliția Națională, un lucru, sunt niște băieți extraordinar de buni la Poliția Națională. Au înțeles situația că la Turburea trebuie prevenție, nu să amendăm oamenii, să ne batem joc de oameni și iată că e un lucru extraordinar de bun. Este un șef de post care este dintr-un sat vecin, un băiat bine crescut, să vede că are pe cei 7 ani de acasă și iată că la ora actuală își face datoria cu deplin băiatul de la Poliția Națională și în continuu îl vezi cu mașina și să duce, dă măscuță la om, să dă jos la orice om și la orice cetățean, inclusiv cei de la Poliția Locală, la biserică
biserici cu preoții, avem 5 biserici în comună, la biserică fiecare preot, înainte de a începe slujba, măscuțele spune la oameni cu dezinfectant pe mâini, lucru care și eu, la rândul meu, le dau la oameni și la biserici și peste tot le dau acele măscuțe, dar să le mâneze și să facă. Iată că eu zic că funcționează. În magazine, nu intră fără măscuță. Deci, seara, după ora, regulile. După o anumită oră, să zicem un 7, prea puțin mai vezi cât un om ișcolea. Iar cei care sunt bătrâni au înțeles situația și iată că stau acasă. Iar cei tineri știu să păzească. Deci, până la urmă, iată, frontul acesta comun între autoritățile locale și cetățeni a dat roade și oamenii au respectat regulile. Până la urmă, cred că ăsta este secretul, ca oamenii să conștientizeze și să respecte aceste reguli pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Vine o perioadă extrem... o perioadă importantă, sărbători importante pentru noi românii și am văzut că a fost la nivel de județ, dar și de țară, o întreagă controversă cu organizarea acelui eveniment de pizzerăi, cel care se face în ajunul Crăciunului, cu colindatul, mai exact în această perioadă. Acolo, la dumneavoastră, cum este situația? Le permite cetățenilor să meargă? Să... La Turburea se pleacă seara cu Steaua și cu Vicleiul. Zdatinile, dar pizzerei nu se pleacă cum se pleacă în altă parte. Cum se face în altă parte. Acum, problema e în felul următor. Trebuie să fim conștienți de ce se întâmplă. Acum, eu nu zic că ar trebui să ducă copiii pe tradițiile, să le păstrăm, dar dacă luăm microbul de undeva și îl ducem în altă parte și începem să facem un rău, eu zic să, nu știu cum să zic, să mă pronunț. Eu, după mine, ar zice să ne ducem cu Steaua și cu Vicleiul. Dar dacă luăm acel microb și ne batem joc de tot ce am făcut până acum, de această muncă, că am încercat, am investit bani în soluții, în măști, în continuu. Acum, iarăși, avem 10.000 de măști acolo la Turburea. De în continuu, prin magazine, mă-i dau, dați-le, vă rog frumos, când vine câte un bătrânior, dați-i mască, la biserici, peste tot. Și dacă încerc dintr-un lucru bun care vrem să-l facem, se face unul rău. Deci, eu zic să fim foarte conștienți, părinții acestor copii să fie foarte conștienți că să stăm liniștiți. Totuși trebuie să stăm liniștiți. Zic că să stăm liniștiți. Mai ales că, eu știu, în această perioadă se mai vizitează rudele între ele și poate, chiar dacă dumneavoastră nu aveți niciun caz în comună, dar pot să vină alte persoane pe la cetățenii din Turburea care, eu știu, Doamne ferește, pot să fie infectați și... Și un copil îl ia și îl dăm într-o noapte la 100 de oameni. Într-o noapte putem să facem varză toată comuna. Și nu-i păcat de toată munca aceasta care s-a dus până acum și stăm seară de seară. Că-i păcat și de noi, adică cel puțin de băieții de la poliția locală, ce avem funcționarii publici, pe asistență socială, că știu toți, fetele comunitarele care le avem, zi de zi suntem lângă oameni, zi de zi. În primărie nu-s mai mult de 3-4 oameni care sunt. E contabila, secretara și doamna de la audit și încă o fată. În rest și cei de la evidența persoanelor. În rest toată lumea e pe teren. Zi de zi suntem între oameni. Între oamenii bătrâni, ba să le ducem mâncare, ba să facem, lucruri bune. Ba câte unul acum vine, câte unul n-are lemne. Ne ducem și găsim soluții să-i ducem câte un cărucior de lemne. Sunt multe lucruri care în continuu. Toate lucrurile astea bune. Să ne batem joc într-o noapte de ele. Eu zic că trebuie să fim responsabili și în această perioadă și până la urmă să... Dar eu am încredere în cetățeanul comunei Turburea, cum a înțeles situația până acum, o înțelege și acum. Bun, spuneam că am văzut în acea decizie a Comitetului Județean pentru situații de urgență și în declarațiile autorităților de la București, cele care gestionează această pandemie de COVID-19, că, eu știu, s-a pus oarecum această responsabilitate pe umerii administrațiilor publice locale, în speță pe primari. Adică
permitem, noi permitem colindatul, însă primarii sunt responsabili, eu știu, ca oamenii să respecte acele reguli care sunt impuse. Nu vi se pare că în această perioadă, de la debutul acestei pandemii, s-a pus, eu știu, prea mare responsabilitate și cumva pe umerii primarilor să se descurce, să gestioneze? Până la urmă nimeni nu-și asumă că dacă venea de la centru o decizie, nu se dă voie la colindat, era ceva. Însă ei au spus, dăm voie la colindat, însă primarii sunt responsabili. Până la urmă, dumneavoastră, cum ați putea ține în frâu dacă ar veni, eu știu, cum se strâng, spre exemplu, la Drăguțești, în anii trecuți, sute de persoane mergeau în pizărăi. Cum poate un primar să-i oprească? Ce să facă? Să stea printre ei, să-i distanțeze, să, eu știu, să țină grupurile de 6 persoane? Cum ar putea gestiona un primar această situație? Ca să scăpi dintr-o soluție, arunci la celălalt. Ca să scăpi tot dintr-o greutate, arunci în spatele primarilor, pentru că să nu fii tu de vină, guvern. Sunt de vină primarii, care ei au greșit, ei au făcut. Lucru care, la ora actuală, eu aș fi văzut-o, dar chiar dacă și noi primarii, majoritatea primarilor sunt de mai multe mandate și știu să gestioneze bine situația și nu există un om care a ajuns pe funcția de primar să poată să-și bată joc de cetățenii pe care îi reprezintă. Și de-aia e toată această situație, că vorbim inclusiv, iar mă duc și mă întorc și spun de persoanele cu handicap și însoțitorii persoanelor cu handicap. Exact așa fac și acum. Atunci ne spuneau, păi da, primarii să descurce cu banii, noi nu vă dăm niciun ban. Lucru care, tu ce să faci? Trebuie să le dai banii la acești oameni. Iar același lucru fac și acum cu această situație. Dar vom găsi soluții și cred că fiecare primar știe să gestioneze destul de bine situația și nu am încredere în acești oameni. În momentul când ești pe acel scaun, ești destul de responsabil și stăpân pe situație. Bun, spuneți-mi, domnule Burcă, cum credeți dumneavoastră că va fi următorul an? Spuneați deja că sunt mai multe investiții la care ați fost forțat de împrejurări să renunțați. Credeți că, eu știu, anul viitor veți putea începe sau să investiți sau să continuați anumite proiecte pe care le gândiți? Pentru că tot vorbeam noi de acest context epidemiologic și de situația dificilă în care România se află. Să dea Dumnezeu să reușesc să le pot să le termin pe cele care sunt acum, că sunt în derulare și așa de supărat sunt că nu reușim să terminăm pe un tronson de 14 km, să reușim. Mai avem două lucruri foarte mărunte de făcut la o stație de epurare și un bazin de băgat acolo și nu reușesc să dau drumul la o canalizare de 14 km din aceste lucruri, pentru Bacă e bolnav ăla, Bacă este în ăla, a câștigat o firmă după la Bălești, după aceea, și lucru care la ora actuală ne ține în loc situația aceasta, ba că e bolnavă, la ba că e, nu știu, sunt multe lucruri de ăștia, lucruri care constructorul să vine și spune aceste lucruri, să scuză cu aceste lucruri. Eu să reușesc să termin în sala de sport, căminul cultural ce le avem pe Compania Națională de Investiții. Sala de sport merge chiar destul de bine. Groapa de gunoi de grajde am terminat-o pe 28, între 21 și 28 vom face, e pe Banca Mondială și am reușit să o facem, să o rezolvăm. Să e. Grădinița e aproape, am o grădiniță cu o ampretă la sol, tot pe fonduri europene, de 440 de metri pătrați, cu dotare, cu toate cele. Iar la această grădiniță, că iară revin și spun, mi-au pus un director, au dat pe Benegui, bine, Benegui era după la PMP-ul, l-au dat pe Benegui de la PMP-ul, l-a adus un liberal, care liberalul ăsta pe băiatul ăsta... A fost un întreg scandal acolo, da, că liberalul acesta, când l-am avut eu o perioadă, 28 de zile a stat pe funcția de director, pentru că e un băiat slăbuț, nu cunoaște bine, nu cunoaște ce trebuie să facă și foarte slăbuț. Păi tu faci două ședințe pe săptămână de Consiliul de Administrație, pe unde noi bine trezăm noi la toamna la turbure. Facem și când este în pandemie, acum de este totul online, tu faci două ședințe de Consiliul de Administrație. Ce n-ai bine, mă trebuie? Păi eu știu ce n-ai bine, că nici nu m-am mai dus. Eu nu m-am mai dus la ședințe. Am trimis un reprezentant al meu și nu m-am mai dus la ședințe. Păi ce să mă fac? Să mă duc? Ce să fac? Să-i spun că lucrurile ce le-a făcut el, că și-a angajat 7-8 din familia lui ca și dascăli și acum, fiind din Comuna Turburea, m-am pomenit azi cu ei că vor și navetă. Păi tu vii de la 3 km. Să cer navetă.
în aceeași comună. Eu i-am scris lui doamna inspector șef care este aici, bine că favorizarea e din partea dumneei, că dânsa l-a pus cu delegații și îi spuse că poate calificativul meu este foarte nesatisfăcător vis-a-vis de acest om, dacă ține cont, dar ei nu mai țin cont, ei cred că dacă vine inspector șef, inspector al inspectoratului școlar, ia tot stăpânul a tuturor școlilor. Păi școlile sunt făcute de mine și de munca mea, cu totul. El n-are decât actul educațional acolo să respecte profesorii, să ție de ore, să predeie ore. Restul toate ale primăriei comunei Tulburea, care eu am lucrat la ele, eu am făcut acele școli. Eu am făcut acele școli, eu am făcut cu totul acolo. Și să vie unul să-și bată joc de toată lumea. Am 600-684 de elevi. Lucru care un om să-și bată joc de totul. Lucru care nu țin cont. Ăștia-s liberali. Dar ați găsit înțelegere la doamna inspector? N-am vorbit niciodată cu ea. Păi ce să vorbesc cu doamna inspector? Că doamna inspector era inspector atunci de răspundea de Comuna Tulburea și toamna că dumneai își făcea orele și dânsa în casa dumnealor. Adică își completa acele procese verbale care trebuia ca inspector. Ce să mai vorbi? Că tot vorbeam... multe. Știți cum sunt? Am ajuns de s-a dus naibii totul. Eu zic că inspectoratele școlare și politica n-are voie în școală. Păi tu te duci profesor să spui, fii atent aici, dacă tu lui tatăl tău nu-i spui să voteze cu PNL-ul, am terminat-o cu tine. S-au întâmplat și astfel de lucruri? Cum la... să nu? Sunt o grămadă de copii care vin și îmi spun. Sau sunt profesor, ce mai faci cu ăla de 63 de ani? Îi mai dai a lui clasa întâi. Grupa 0. La 63 de ani îi dai grupa 0. Până la doare piciorul ăla, mă interesează de copilul ăla să ducă până la toaletă cu el sau să se ducă, nu știu. Să... Nu are aceeași răbdare ca un profesor mai tânăr. Păi nu are, iar să le dăm o șansă celor tineri, nu le mai dăm nicio șansă. Nu le mai dăm nicio șansă. Stăm noi aia care ar trebui să stăm, să ne ducem la pensii, pentru că sunt salariile extraordinare de mari. Pentru că să-i dai la un învățător 48 de milioane în mână, eu zic, să-i mai dai și navetă, să-și șadă pe acolo, dacă vrea face ore, dacă nu vrea nu face ore. Cum se desfășoară cursurile online acolo la Tulburea? Pentru că, iată, vedem că deși sunt localități cu zero cazuri, cursurile se desfășoară încă în mediul am online. În lucrurile sunt de greu în anumite am zone. Am sărit în sprijinul acestei școli numai cu tablete prin care le-am cumpărat prin primărie și le-am dat. Păcat să vedeți și dumneavoastră. Unde îi duce... Atât de deștepți sunt acești oameni care toată lumea crede că punându-l acolo e un tip o țără mai răsărit. Pe tu te duci să ceri, eu dau tablete la 20 și am întrebat câte tablete ne trebuie. Au venit, zice, dom'le, în toată școala la 700 de elevi, nu, ne trebuie 28 de tablete, restul toți au telefoane, au tot felul de tablete și laptop, monitor. Da. Bun, 28. M-am dus și am cumpărat 28. M-am dus și le-am dat la veri și oameni care mi-au dat ei pe listă. Am dat. Ca ei trimit aceeași listă la inspectoratul școlar cu numele la aceeași copii care eu le-am dat la inspectoratul școlar. Le vin tabletea. Acum 2 săptămâni, cam așa cea, 2-3 săptămâni. Le-a venit niște tablete, tot 28 de tablete. Pentru le vin copii. Pentru tot aceiași copii. Îi zic, domnul director, dom'le, nu mă-i da la ăștia, la copii ăștia, pentru că astora le-am dat eu. Uite tabelul aici. Nu știu, dom'le, așa scrie pe hârtie, așa fac. Și au dat la aceiași copii? L-am întrebat săptămâna trecută. Dom'le, tot la aceiași copii ai dat? Păi da, dacă așa scrie. Nici n-am mai stat de vorbă cu el. Și sunt poate alții? Și după aceea mi-au dat telefoane, mulți copii, și a trebuit să mai au încă 20 de tablete, care acum le-am dat la alți 20 de copii în comună. Lucru care nu fac haz de năcaz pentru chestia asta, că le-am dat noi de la primărie. Dar tu școală... Acele 20 și-o puteau fi folosite... Școlar, tu Ministerul Învățământului, când ți-ai bătut joc de acești copii, să-i trimiți acasă, să nu poată să mai facă ore, să nu mai facă nimic și să auziți, să mai dai și culmea culmelor, că trec de la una la alta, mi-aduc aminte, mai venire și cu bani să le dau banii pe navetă. Păi tu... Tu cum faci, cum faceți voi, profesori, vezi bani de navetă? Dacă astăzi, orele... la profesorii, pe deplasări și cu banii pe navetă, 120 de milioane. Le semnarăm astăzi dispoziția să le dăm banii. Ce navetă fac?
Păi nu l-am întrebat, le-am zis, domne, ce navetă faceți, domne, unde faceți, domne? Sunt unii care sunt, iar inspectoratele școlare, nu știu, că cred că și aceia sunt oameni care judecă. Ce cauți cu profesori din sadul Tomna la Turburea? Care este o distanță de 20 de kilometri, cred. Pe al din sadul angajează, domne, în Târgu Jiu. Da, se repartizează, iată... Gândiți-vă și dumneavoastră, sau vii cu el din Bumbești, Pițic, la Turbure. La aproape 100 de kilometri, dacă facem un calcul. Și cel de la Sadu, tot așa are vreo... 80, da. 80 de kilometri. Iată, am înțeles că o doamnă, profesor, schimbă 3 microbuze. Unul până în Târgu Jiu, unul din Târgu Jiu până în Cărbunești, din Cărbunești la Turbure. Lucruri făcute, eu știu, poate nu sunt gândite, poate ce toate aceste lucruri. Sunt toate, nu mă făcute pe de-andoasele. Nu mă gândim, nu mă pe negândul, nu mă la ajung unde ajung inspector sau unde ajung pe funcții de director și la deconcentrare. Nu se gândesc decât zice, doamne, dacă stau, stau 2 ani, eu trebuie să încarc toate buzunarele. Ăsta e creierul fiecăruia. Să-mi angajez pe ai mei unde sunt, să-i pun unde e bine, să fac ceva cu ei. Ăștia sunt. Și pot să dau exemple N. Bun, dar eu v-aș întreba. Bun, sunt puși politic pentru că permite legea, dar dacă vedem că nu fac performanță, nu-i mai schimbă nimeni, rămân până, eu știu, se schimbă guvernarea. Păi da, haideți să vă mai spun ceva. Păi aveam pe unul la Silvic, de nici nu-l băga în seamă pe director. Era, gândiți-vă și dumneavoastră, el era șef de ocol. Și a venit directorul cu contabilul șef, prin care niște lucruri care eu i le-am dat exemplu și cu totul și aveam hotărâri judecătorești care nu vrea să mi le pune omul ăsta în practică, să dau pădurile la oameni, că să găsea el marele deștept acolo, acum a ieșit la pensie, să găsea el marele deștept acolo, e, să vedeți și dumneavoastră, l-a lăsat pe director și pe contabil șef, nu a stat cu el de vorbă. Da, și nu i-au făcut nimic. Și nu i-au făcut nimic. Asta ce înseamnă? Spuneți-mi și mie ce înseamnă. Păi, și lucrurile ăștia, de aia vi le spun, că lucrurile ăștia se întâmplă și pe la inspectorate și pe tot. Păi, tu, dacă... Și singurul, cel mai grav este că singurul care suferă este cetățeanul și omul care merge cu încredere la vot și votează, eu știu, dus în eroare. Anumite formații politice și... Dus în eroare de niște șmecheri și niște oameni care își bat joc de cu totul. Pentru că chiar dacă vrei tu ca și eu am încercat în continuu să fac lucruri bune acolo. Sunt și lucruri care na, sunt contestat și eu că sunt, poate sunt și greșeli, dar sunt greșeli nevoite. Sunt greșeli care care vine să-ți lucreze și te pomenești cu el că nu-ți face lucrarea cum trebuie. Și dar nu-i greșeala mea. Eu încerc din răzputerii în continuu să țin. Iar Turburea, la ora actuală, eu zic că dacă terminăm toate aceste proiecte, ce e sala de sport, cămin cultural, groapa de gunoi de grasă, acea grădiniță care am făcut-o de ampreta la sol 440 de metri, că vreau să o fac pe acum, vreau, nu mai vreau să o mai dau la școală și vreau să fac altceva acolo pe asistență socială, să reușim să ducem copiii nevoiași în, acea, în acel spațiu, care să le dăm mâncare gratis, să le dăm o masă caldă și să încercăm prin asistență socială să facem acel un proiectel, să găsim o soluție ca acei copii care sunt nevoiași și cu totul să-i ținem noi acolo până seara la 5 și să-i învățăm și să facem cu totul, să angajăm oameni de la prim prin cabinetul de asistență socială, compartimentul de asistență socială. Și facem și această treabă. Păi pentru ce să mă duc eu să-ți dau toate bunurile ăștia ce sunt la școală și tu să-ți bagi joc, să-ți bagi joc de mine, care eu muncesc din răsputel, de dimineața de la 7 până seara la 11. Stau pe drum și în continuu. Mă, nene, fă-i așa, bă, uite așa, și toate așa. Și tu, un dita mai șmecherașul, iei 70-80 de milioane și salariul și stai pe scaun acolo și încep să oscilezi așa cu tu șmecheriile tale. Nu merg. Bun, suntem pe final de emisiune. Mi-ați spus ce părere aveți despre propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de premier, în speță despre domnul Rafira, căruia, iată, nu avem ce să îi reproșăm, spuneați dumneavoastră. Nu v-am întrebat ce părere aveți despre propunerea Partidului Național Liberal de până acum, domnul Câțu, dacă rămâne în picioare această variantă. Păi, haideți să vă spun, uitați-vă și dumneavoastră ce putere a avut și președintele, că acum și președintele s-a dat, i-a căzut din tupeu. Pentru că s-au dus cu domnul Câțu și acum din liberali s-au dus și au spus nu, noi îl punem în dărât pe domnul Orban. Și iată, președintele n-a mai putut să le mai zică nimic. Asta ce înseamnă? Ori l-au la mână cu ceva,
Păi dacă ești un om cu demnitate, băi, am zis asta, asta rămâne. Va fi Florin Câțu un premier bun pentru România? Trebuie să demonstreze. Păi cum a demonstrat-o la Ministerul de Finanțe? Ne-am promutat de ne-a rupt în două și bani la primării n-a dat nu nimic, a dat bani pe măscuțe și pe tot felul de lucruri. Bine. Care vine cu tot felul de variante de... Na, ce să mai zicem? Dacă se va merge peste această variantă, probabil ședința de investire va fi una cu foarte mari emoții. Toată lumea va aștepta să vadă dacă domnul Câțu se va prezenta la această ședință până la urmă. Pentru că știm că a mai fost o experiență în trecut în care... Știe destul de bine cum să procedeze. Vă mulțumesc tare mult, domnule, pentru că ați fost în această seară și ne mai revedem aici la Gorj Obiectiv pentru a mai discuta și despre acele proiecte. Vedem în 2021 dacă ele vor fi duse la îndeplinire și dacă veți reuși. Eu știu, poate situația se va îmbunătăți și cu siguranță vom avea și zile mai bune și poate lucrurile vor merge, iată, înspre bine și anul 2021 va fi unul mult mai bun decât 2020. Să dea Dumnezeu! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost încă o seară alături de noi. Am ajuns, iată, și la acest final de săptămână. Vă spun să rămâneți în continuare alături de noi. Urmează principalul jurnal al zilei, iar mai apoi, la ora 21, colega mea, Ana Maria Stoica, vine cu ora adevărului. Așadar, stați cu noi!